Vă întrebați cum să verificați și să recuperați cu ușurință cheia de activare din Windows. În acest videoclip, vă voi arăta cum să verificați rapid și ușor cheia de activare din Windows 10, inițial. Dacă vrem să verificăm cheia, trebuie să introducem shell-ul de alimentare. Pentru a face acest lucru, faceți click dreapta pe butonul Start, adică steagul. Acum selectați opțiunea Windows PowerShell Administrator. În acest moment, consola se va deschide. În consolă, introduceți acum comanda care este în descrierea acestui film și tastați Enter. Cheia ar trebui să apară imediat. Dacă această metodă nu funcționează, deschideți meniul obișnuit, Notepad, ne va ajuta să recuperăm cheia pentru Windows, în Notepad. Introducem a doua comandă din descrierea filmului și alegem opțiunea Salvați ca nume. Introduceți a treia comandă din descriere și salvați fișierul. Acum îl putem deschide și cheia noastră de activare va fi afișată pe ecran. Dacă filmul ți-a fost de folos, trageți o labă în sus și abonamente cu un clopot.